Asta e așa. Ei au zis că e 12 pari, eu am zis la fel, 10-11. Ia uite gurița asta mică. O guriță rotată. Guricic. Cât am zis? 17. 17700 minus lingul 1,5, 16 kg. 16 kg. Bă, e nou record pe de 2. Bravo. Let's go, Anele, Anele, că ați intrat acum la pescuit. Buza din de jos, mijloc. Vezi ce seamă riguri făcute noapte? Nu mă supără faptul că plouă, pentru că este un lucru bun, activează peștele. Lacul Tâncăbeș 2, final de august, începută partidă, 72 de ore, trebuie să intre și vreau să facem o magie, că nu se poate altfel. Avem nevoie de o magie pentru tot echipamentul ăsta. Are un pic harababură că le-am lăsat eu pe aia pe acolo, dar să știți că m-am îngropat super bine. Asta e tot echipamentul pe care l-am luat astăzi. Hai să facem o magie. Acum că ne-am instalat, hai să vă arăt un pic, că mi-am mai cumpărat chestii, am mai schimbat chestii și vreau să vă plimb așa un pic, vin și văduțul, vreau să vă arăt așa un pic din chestiile pe care le avem pe standul nostru și vreau să-mi dați o notă de la 1 la 10 în momentul acesta în comentarii, în rubrica de comentarii, da? Nu în chat-ul live de la premieră, băi. În rubrica de comentarii, față de cum eram eu dezordonat și cum arăta tot echipamentul meu slab, o notă reală de la 1 la 10 în rubrica de comentarii, cât de ordonat și cât de bine arată standul meu. Și o să începem de la stânga la dreapta și o să vă iau acolo, bine, nu o să rămână chestia asta. Am minciocul pe care l-am pus într-un de ăsta ca să stă un pic în aer, în caz că se duce, nu știu dacă îl las aici, ca să nu-l ia vântul să-l ducă în apă. Ok? Și avem odată slingul cu cântarul pregătit și cu trepiedul, slingul care s-a tăiat aici din păcate. Nu știu cum s-a reușit. Asta e slingul. După care avem astea sunt două gălezi de tiger nuts cu două gălezi de porumb mutant, porumb urât mirositor. Avem salteaua de primire pe care o primiți de la administrație când veniți. Aveți salteaua de primire. Chestia asta e o chestie nouă, greată de 17 litri de la Fox, cu suportul ăsta, ăștia vin separat. Da? Așa-i cumperi separat, vreo 45 de lei am dat pe fiecare bucată, 4 bucăți. Ăsta e separat vreo 100 și ceva de lei. Am aici spumbul, am aici ceva ce n-am mai avut de mult timp pentru că era la uță, o scafă. Plus nebunia aia, dă-mi și mie cobra, te rog. Plus asta, cum zice, borseta pentru pentru boilers-uri. Și aici vine și o să lăsăm exact aici așa. Și cobra, asta e tot echipamentul de înădire, da? L-am tot compact aici într-o parte. O să fac mixul, pun capacul, nu mai ținem aiurea, nu mai aruncăm totodată, o să avem pe toată partida. După care vine rotpodul, două lansete, la fel, aia știți că încă nu e la fel, aia mă pregătesc să o vând. Bine, probabil că nu o să vedeți voi vlogul ăsta, e vândută. Totul montat aici. Acolo mi-am pus eu trei țepușe de-astea cu care mi-am luat țeapă, v-am mai povestit, am crezut că sunt la fel, dar doar arată la fel, sunt alt sistem, al mecanism, plus una de aia ieftinache. Aici bag lanseta imediat după ce am terminat sau când mi le montez prima oară. Aici am maxa asta de la Fox. Asta este la recomandarea lui Pescare Lupește, este de la NGT, un suport de telefon, nu știu, până într-o 100 de lei. E foarte bun pentru făcut live-uri. Masa de la Fox, chestia asta pe care mi-am luat-o Saio, nu prea stăia bine aici pentru că se prinde de cu magnetul de fier și ăsta are doar țepușele astea din fier. Restul este aluminiu. Bilele ce urmează să le folosesc, alea exact în ordine ce am folosit pe fiecare lansetă, în ordine, bilele toate de la senzor. Și aici mi-am băgat eu în chestia asta. Mi-am băgat eu toate chestiile. Urmează să mai fac un pic de curățenie pe baltă, să încerc niște monturi, niște snowmen-uri. Acolo mai fac eu, asta e achiziție nouă, trag ăsta tempusul, îl setăm exact acum. I-a căzut un pic de zmecleu de ăsta în el chat. Eu acum văd care trei astea. Și o să dăm pe T1, aolo, nu. Time. Nu știu că se vede la voi. Bun, le-am dat drumul la toate trei.
băgate acum, 27 august, 9:40 dimineața, niciun pește până așa, 40 de umiditate, 26 și ceva de grade, presiune atmosferică. Ăsta este de la Tracker, este un ventilator foarte bun pe două sau trei viteze, încă nu știu, că de l-am testat o singură dată și știu care și viteză. Masa de la Fox, nu am multe în ea, scaunul Mivardi, am cumpărat chestia asta, este o umbrelă de la Solar, pentru cine e interesat. Ce îmi place la umbrela asta, asta l-am luat separat până în vreo 20 de lei, are acolo niște beri zero, că zero alcool, pentru treaba asta să-mi dați un like. Ăsta e un suport până în 20 de lei. E super tare asta și ce îmi place la ea este că odată are chestiile astea aici și are unul unde are în partea altă și cu încă unul. Bași picheții și o ancorezi, ok, în pământ. Sau dacă nu, ca să o ții un pic sus, dacă nu, ea să culcă partea asta de tot și aici niște țepușe tot de la ea pentru să le bagi în pământ să nu ia vântul. Da, uite. 1, 2. Așa arată ea. Foarte mare, șmecheroasă. Și cam asta este partea dreaptă. Și aici e partea unde să facem noi chestii. Mai am o grată la foc de 10 kg. Ăsta deja știți water tank-ul meu. Am cumpărat cea mai performantă baterie externă de la Fox. Aragazul cu aia pregătită, boxă, plug-in, aici curge un pic, na, am pugat multă gheață, multă apă, multă gheață aici și bere fără alcool. Aici avem bilele, tot ce folosesc este special doar de la Sensor Planet. Aici sunt pop-up-urile mele, acolo mi-am făcut eu un pic gunoi, husele ce am mai avut eu. Asta e un trepied nou pe care l-am luat și masa mea pe care deja o știați. Și cam așa m-am organizat eu. Eu zic că e o organizare destul de bună. Să-mi spuneți și mie acolo cu nota, îmi dați notă. Și dacă aveți vreo recomandare ce credeți că ar fi bine pentru echipamentul meu, nu mă supără. Și am și o trăsătură direct. La 5 minute am avut o trăsătură direct. Ce voi face astăzi special? Data trecută am pescuit. Și de data trecută cred că am găsit care e problema, n-am prins atât de mult pește, n-am avut foarte multe prezentări data trecută, la partida trecută, și anume am făcut rigurile un pic mai mari. Acum știu că am pescat mulți printre voi rigurile un pic mai mari, firul de păr. Eu pescuiesc motor elicopter cu fir de păr și unii au zis că e mult, unii au zis că e puțin. Bila ar veni aici. Vi se pare foarte mare pentru o bilă sau pentru două? Bine, este pentru o bilă că n-am opritor. Vi se par mari? Chat, să-mi spuneți și mie, vă rog, că nu stric o recomandare. Astăzi, pentru că n-am făcut acasă, eu vreau să le fac acasă, astăzi, așa pe parcursul partidei, dar în prima zi, mă apuc să refac rigurile. Am avut eu vreo trei mai mici. Refac tot rigul, fir de păr simplu, o să mă bag și la o combi să fac un D-rig, un German rig, le încercăm pe parcurs, avem poate două roade. Prima chestie, o să refac rigurile și să las distanța mai mică de la bilă până la cârlig, o idee mai mică. Nu mi-am aruncat astea, o să mă apuc să tai ușor, salvez cârlige, unele n-au nicio înțepare, salvez cârligele și m-am pus să le fac chiar. Nu uita să-mi dai un like și subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Mă ajută și un follow pe Instagram. Instagramul meu e chiar aici, Conac Oficial. Să înceapă partida și vizionare plăcută. Poftă bună cui mănâncă, bună dimineața cui s-a trezit, bună seara cui se culcă. Vizionare plăcută în continuare. Avem și primul drill al partidei. Avem și fleșucul. Undeva la vreo aproape 4 ore de pe la aproape 4 ore de la instalare. E un crăpuș mic, zic eu, că dă din cap foarte tare, dă din cap foarte agresiv. Între timp am mai avut o scăpare la un pește. Și abia aștept să-l aduc pe mal.
jonglez deocamdată cu asta zic, cu frâna, adică o las un pic mai slabă, dacă vrea el să ia fir. Să aibă posibilitatea. Destul de bătăios. Să sperăm că e unul mic, cum am zis, dar măcar un șeptar acolo. Ei, ei. E dublu drill. E dublu drill. E dublu drill, da. Nu vine să cred. Și nu vreau să iau nici pe alaltă. Și cred că e în ea. Da, a luat fir. Vreau să-l dirigez eu încoace unde vreau eu, știi, de alt trag. Ce crezi că e crap sau crap. O, frica are ăla. La final de partidă trecută am scăpat un ten, era 10 plus asta. Vorbeam cu ei că strângeam lupturile și n-am fost atent și mi-a fugit în stuf. Și n-am mai putut să-l mai scot de acolo, mi-a rupt rigul tot. Dă-i, Doamne, vântul. Uite, și când se face și mai gros, uite-te pe fir când intră în apă, vezi? Când se face și mai gros, e aproape să-l scoatem, că am doar 50 de centimetri acolo. Uite-l. A simțit minciocul. Comportament nesportiv. Stai, mă, stai, nu te grăbi. Na. Vezi că e bine. Hop. Și acum știi cum faci, da? Așa, dăm în două dată. Stânga dreapta, așa. Hai. Bine. Vezi că nu mai e așa micuț. E de car. Stai așa. Trebuie să țud asta. Hop. Hai, plantează-l acolo. Ce ai, mă, băiatule? Ai văzut că nimic? Op. Benele noastre. O, dar ce rugură ruptă are, băi, băiatule. Of, tata, of. Am mâncat ca nesătul, ia uite-l. Și o bagi în suporția, Sergiuc. Okay. Hai. Nu, strângi frâna un pic. Strânge de acolo. Atât. Mă, nu, strânge. Așa. Și mulinează firul. Mai. Bun. Și bagă-l acolo. Așa. Prea-mi place poziția aici, pot să-și încerc. Prea-mi place poziția asta, puteți să o dăm mai în spate. Asta e așa. Slingul. Predicții câte kilograme are? Ha, și ce atunci și noi? Zi, Sergiuc. Zic că are cam 8,7 pe acolo. Zic 8,5. 8 kg jumate, 8,7, da? 11,7 kg, zic eu. E țare de 10. E cu tot cu sling acum, scoatem slingul separat. Ia să vedem. Hai că se stabilizează imediat. 11,570 kg. Minus lingul, deci e zecar. E decar.
Adică slingul, zici 1,45, 1,50, 1 kg jumate slingul, 10 cap, fric. 10 cap. Da. Oh! De car în cap, dar trebuie să fie dat la apă, așa că urmează o eliberare, cum se face, ca la carte. Ioi! Îl luăm pe magrebianul ăsta micul. Așa. Lăsăm un pic în apă. Și lansăm la apă. Hai, dat. Hai, cu tupeu. Cu tupeu. Opa! 1-0 pentru noi. Dacă mai luăm încă unul, mai jucăm și mâine. Încă una, că e frumoasă. Ia uite-l. Stai, mă, stai, mă. Aproximativ ceasul ăsta nu merge. Cred că e aproape 4 după amiaza, sau chiar 4 după amiaza. Și avem al doilea pește al partidei. N-am făcut nădire grea, am nădit doar din bile. Începe să mănânce liniștit. Efectuăm acest drill, îl aducem pe mal, să-l vedeți și voi la cameră, să-l vedem și noi. L-am adus pe mal. Noi l-am cântărit deja, dar îl cântărim și pentru voi. L-am cântărit că au fost niște băieți aici și erau curioși dacă... Ei au zis că e 12, eu am zis la fel, 10-11. Chiar dacă e mai baban. Așa. Și pentru domnul vlogul, să-l băgăm la cântaros. Bă, nu-i mai legat, la sper să nu se zbat. De on. Hai mă, vin-o pe zero cu el. Așa. Opa. Unșpești ceva, minus sling, e sub 10, e un 9,70, 9,80, aproape de 10 pe acolo. Îl rujăm și dăm drum. Pășe fleșică la bovnire sub, nu știu ce am în asta, dar aveam 2 ore și 30 de minute pe ea. Am lăsat-o de la 2 ore încă 10 minute în plus. Am vrut eu să o las și am vrut să o scot acum. Acum am pus mâna pe ea și am tras-o. Instant a plecat, ran, cu ea mână. Și avem pește. Dar nu știm ce pește avem în ea. Bă, fii atent. După cum vine, e dulap. După cum vine, felie. 15 plus. După cum vine. Dar putem să avem și o cizmă în ea, că n-a tras. L-am luat la jap că e fix atunci a mâncat? Poate să fie și pișcoș de la mic. Îl trag cam ușor. Deci eu aveam și ăsta. Eram pregătit să... Bă, nu-mi dau seama, e sub. E sub, nu? Tu uite-te un pic pe fier, e sub sau peste? Hai. Uite, unde intră în apă? E peste, peste ăsta. Nu, e sub. Uite, nu vezi că l-am mișcat acum? Dau foarte grupat și de-aia, e unul lângă altul și el, mai ales când fuge din ran. Uite, vezi că se mișcă lanseta mult? Asta din dreapta, care stă degeaba? Seamă că la timp cu fierul. Ia uite. Și nici n-am făcut nădire grea. Oh.
Băiatule. Și acum m-a băgat iar sub aia. M-a dus să fac drill-ul din partea altă. Hai, să știi că te-am învățat ce să faci, chiar dacă a trecut doar 5 minute, nici 5 minute. Bagă-te aici în dreptul meu. Te uiți pe fir și aștepți. Nu e felie, nu? Uite-l aici! Să sperie de micioc. Da, că tot aici aduce. Al treilea pește. Ha! Ia de aici, de brațele astea. De aici. Așa, ale. 7 kg, un pic peste 7 kg, da? Hai să-l vedeți cât de frumos arată. Ia uite gurița asta mică. O guriță rotată. Guricic. Ah. Deja știi ce facem, da? Îi dăm cu fâs-fâs și i-am dat drum. Da, dumla, dumla, da. Bă, ce să vă zic? Cred că mijlocul ăsta... Nu, am scos mult pește la ea. A tras iar 10-15 minute mai târziu. Tocmai ce vorbeam cu Fleșică. Și ziceam, bă, nici apă, da. Bă, dar noi, deci eu n-am apucat să termin o felie de aia de icre. Bă, putem să mai facem un de la tot pentru tine, de la făcut anterior, de-am tărat după ce faci, că acum am devin eu expresie. Ia. Doi. Bă, nărăvași peștii de pe tâncăbește astăzi, mă, frate. Stai că-mi intră să fie rău altul. Nărăvași pești de pe tâncăbești. Am un băiat mereu pe vlog care îmi tot spune, băi, când te văd cu firul, cu capul jos, dar îl dirijez eu cum vreau eu, mai mic, mai... Dirijez eu peștele cum vreau, n-am ce să-ți fac. Ia să vedem o pătrară ăsta lui Nenicu. E pătrar sau nu? Hai, tată, hai sus. Mă, ce fuge. Și nădit cu racheta asta, Nicule? Da, da, Nicule. Păi era închetă ca să nu rupă lanseta, că am lansete moi. Ele sub caurile astea. Dacă pun spon de la mare, ăsta e mini. Midi, de fapt. Stai, Fleșică, stai, că n-au obosit, oricum. O să meargă mult aici. Da, se dau un pic de aer. Le vedem și noi culoare, hai. Dar ce să luptă obraznicul, mă? Mi-a închilozat mâna, jur. Ah.
Hai, mă, sus, mă. Ce pule faci? Firul, vântul, bate vântul, fir, e foarte întins fir. Nene, nu prea trage de 4 kg. Dar nu zic... A? Bun. Mai pot de mână, mâncați și gura ta, deci mi-a făcut mâna pateu. Ce fac, mă, băiete? Ori e pește, ori e nicurață, unul din doi. Dacă mai iau un pește în jumătate de oră, le scurt o oră, mă, cați și mai. Îmi paradește, mă. Și bătui eu și rău de tot. Nu vrea să treacă în treaptă, mă, stă la fund. Moșul a plecat, dar azi 4 kg, fute în gură cu 4 kg, dar stai să vezi ce padă n-a de fac de un prin de... Păi da. Pac, pac, cu lanțe data. Ați avut dreptate, de 4 kg de aici? Oh, bine și tu, fleșică. Nu vreau, mă, nu vreau, mă. Vine în mal, doar când vrea el. Da. Nu vreau nici să trag tare de el, că îl pi și rup. Mai sigur că am vrea. Păi da. Vrează mai mult, dar e sigur. Uite, vreau, mi-e să led cu oroasă pe față și el nu vrea. Au, ce urlă fir. Ce faci, bre, te-ai sucit? E 10 plus, oricum. Nicul ăla, ascultă-mă, nicul ăla. Da. Helicopterul bine? Una. O, da, m-am schimbat față data trecută. Să vezi când țintă plăticaia în două bile, o să înjur ca mine. Pișa, 2024, am luat eu plătică. Magă zic, o dată la, nu de mai multe ori, nu mănânc hândel. Fac da. Eu țin, dar ea nu vrea. Bă, deci a copit ăsta înainte... Pe lângă faptul că mi-a zis, am luat 3 pești în 20 de minute, cu tot cu drill-uri, 25 de minute, și i-am zis, bă, jumătate de oră vreau să stau, că dacă mai iau eu pește, nu mai. A plecat în ran direct. Și i-am zis, ăsta zice, da, poate stai și tu un drill mai mult cu el. Zic, bă, dacă vrei pentru tine, zic, las, merg cu frâna, mai așa și stau cu el în drill. Dar mă, știi cum mi se face? Tot ăsta, uite, aici am furnic. Zic, la concurs te cocoșează, dacă faci așa. Da, la concurs e concurs. Iau. Hai, tată. Acum vine și-l coace. Știe, mă, la micu, ei. Da, dar obosește. A obosit și el, da. Nu ia gură de aia. Da. Oi, oi, oi. Bă, da, așa bătaie, mă, băiatule, pe el. Bă, să nu mai cobești, mă. Hai, tăti, cune, mă, stai. Stai, Nicu? E felie, mă, e felie. Da.
La 15 zic felie, la felie la 15. Păi, poate să vrupe. Ah, nu vezi afară. Am furnicături. Haide mă, tata, hai cu tata, hai. Ai cântar cu conopele? Da, băga o colță de bani, nu am cântar. Ia vezi, bă. Oricum, pe o scate mai mare, bă, de la mine. Da, stai. Nu, păi până nu-i dai aerul, dacă bagi de geapă. La geapă. Nu, dar eu până nu-i dau aerul, nu scot. Nu, așa. Era mai încoa. Să l ajut, că îl cred că e greu. Până nu-i dă aer, n-ai nici șansă, nici nu-i bagă ăla, n-ai. Nu, bagă, lasă-l pe ăla. Scape. Să speri el de el. Păi îi dă cu coadă la ăla și la revedere. Așa. Ce faci, frâșcă? E felie. Are 15 metri. Are? Nu. E bun, bă! E felie, bă, frate, bă, ăsta! E extra! Bre, atâta timp când are 4, aia mă interesează, sus cu el! 13, bă! Ce vorbești, ăsta are 15? Hai, bă, unde 18 kg ce ai? Hai, că 15 tot are, că nu... Aha, da, tată, felie! Pune, pune, pune! Două coade acum, pune mâna, când are nimic. Nu-ți faci tot. Hai să dăm asta jos. Cu cărsule, na, în mijloc buză, au. Ce să-i mai faci de asta? N-avea cum să-ți spun. Nu pleca asta niciodată, tati. Uite, bine am. Auto. Ce, mă? Tăticule, are 15. Îți zicem, băiat, cu tot. Da, da, fără alcool. Ca... Are sânge. Hai să vedem. Direct. Stai așa. Opa. Cât am zis? 17.700 minus sling 1.5, 16 kg. 16 kg. Băi, e nou record pe tâlcă pe de 2. Bravo. Let's go, Anele, Anele, că ți-ai dat acum la pescuit. Bate cea mai bicule, bate. Ah, ia, 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 ia. Bă, nu, e... E... Nu mai mă, și... N-am trecut jumătate de oră, dar seta 3 produce pește. Are pește în ea. O trăsătură rapidă, plecată în ran. Vântul ăsta l-a activat destul de mult vântul. Stai că poate... Vântul l-a activat destul de mult și sunt aici, Andril! La fel, cred că e cel mai ok așa, să nu mai ținem toate drillurile din când în când și îl vedeți pe mal direct. Hai să facem și pentru patul de nadă, să facem mixul și o să vă zic exact ce folosesc, ca de fiecare dată. Avem o dată niște boile Surimpac VM, da? De 20, o pungă întreagă, niște pelete de căpșună de 4 mm și încă o pungă de Impact Boilers Impact VM-uri de 10. Deci băgăm 2 pungi, 2 kg, că facem mai multă, băgăm 2 pungi. Prima oară, astea mici cu peletele vor atrage peștii mai mici și peștii mai mici o să atenționeze, să spunem așa, că există mâncare în zonă să vină și peștele mai mare, iar cu bilele mai mari sunt special pentru peștii mai mari. Băgăm pe lângă treaba asta și un Tiger Nuts extract super sweet. O găleată întreagă de alune tigrate și câteva mâini de porumb, ca data trecută facem nada, cum am dat pe Cândeasca, da? Aplicăm aceeași strategie și pe Tâncăbești. Ce bine miros! Începem mixul cu aceste Tiger Nuts.
Trebuie să mai scurg niște apă. Deci o găleată întreagă. Perete de 4 mm căpșună. Ce bine era. 1 kg. Boile sunt de cele mici. Boile sunt de 20 mari. Din ce m-am uitat și eu și m-am autoeducat, să zic așa, nu prea se merită să bagi pile de 24, așa că pile de 20. Acum așa. Și crem de la crem. La final adăugăm dar vinul coace. Produs. Se vede ce mix diversificat avem aici. Adă colorată. Șobolane, nu te schimbi? N-a luat saltea. Cine știe. Okay. Asta e mixul nostru. Și adăugăm un flavor așa. Smells good. Și acum le mixăm foarte, foarte bine pe toate. Arată mixul, pune și tu capacul la fleșcă, te rog. Pune capacul că nu nădim chiar acum. Așa. Nu nădim chiar acum, ci o să începem nădirea grea, dar după cum a mers partida până acum, nu o să dăm foarte, foarte mult în adă. Cu midi, că e medium, midi spombul ăsta, spombul mediu, cu spombul ăsta, o să aruncăm undeva la 10 pe fiecare lansetă, poate 15. 10, 15, 10, 15, 10, 15. Eu zic că să ducem undeva din jumătate din nata asta. Și mai avem pentru dimineață, iar pac, în conădire. După aia mai completăm cu cobra pe fiecare lansetă. Au trecut câteva ore fără prezentare, vă zic eu imediat după de ce, cred eu. Dar după doi pești chirșați, voiam să spun, după două ratări, m-am grăbit cu ei un pic. Unul l-am scăpat în timp ce îl aduceam în coace, unul de la înțepare. Avem un nou drill
și vă bucurăm cu ce vedeți. Bă, e ceva mic, mâncați și jucat. Nu vezi firul, mă? Da, e, asta e 3 kg, nu? Păi acum când stăm mal cu el, ce să mai e? Nu, nu te vezi. Bă, văd, văd, dar trebuie să-i scoată un pic. Nu tu. Nu nicio. Nu. Ce felie, mă, ce ai văd? E crab. Crab e mușul, dar când e felie, zici că e mai mare peștele. Ăla face felie. Aha, mă, de vreme, cum ai venit ăla? El. Și n-am făcut niciun pat de la altă. Dacă trage și a treia... Așa ia el fil acum? Joacă-te frumos cu el, să nu strici jucăria. Am venit și noi aici și ea. Nici noi pește aici și ea. Să plimbă mult, mă, fleșică ce vei. Uite-l! Asta are curat două rame. Dar nu vreau mâncaia și gura lui. Ăștia mici așa fac. A, acum le-a și trag un pic de el, sincer, da? Stai că se duce, Saiu, ai grijă tu acolo, că se duce în tine. Ia vezi. Dreapta, dreapta. Dar nu vezi, mă, firul? Uite-l. Te uiți la Luciu Api, mă. Dă-mi cu apă, iau eu, da. O, mă, m-a mai luat, tată, pe ăla mare în tot așa, mă. Ia, ușurel, așa, dă-mi iau, hai, cardelin. Hai. Bam, bam. Să nu-l pui încă, ca să-i dau niște apă, stai așa. Nu-l pui încă. Gata. Filmează cu el, Ran, Ranul, drill-ul. I-a zis sayonara. Tot ce știi l-am învățat eu. Șeful meu, regele. Nu-ți venea să crezi, credeai că eu sunt tu, eu. Da, păi da. Nu am și o grijă să nu mă bag peste alea. De ce crezi că l-am dat? De ce crezi că am dat așa? De ce am făcut așa? Că l-aduc cu vârful încoace. Vioară m-am învățat. Asta e mare sau? E. E jucărie. Nu m-am întâlnit pe... Cum ar veni pe tata lui bunicul ăla de 16. Ăsta-i băiatul meu, ceabata. Ăsta-i băiatul meu, mama. Am luat norii la... Filmează-i ticăloșia din picioare, te rog eu, filmează-i ticăloșia. Ia uitați-vă, băi, oameni buni. Schimba pe de-aia, doar călcâiele și de-a folosit și se mai doare acolo. Adică, cum ar veni, că era mare. Ne-a aruncat pește. Tu unde ai luat pește? Ba da, dar vreau să fac o filmare cu amândoi. Păi dă-i apă gol, gol. O, moare că... Oprește-mă. Ăsta e nemuritor. Vreau să vă zic că de-abia m-am trezit și m-a luat direct din somn. Am dormit un pic. Câte ceasă, mă? 9 dimineața? Am odihnit, tăticule. Am dormit un pic. De-am vreo 3-4 până acum. Și avem direct drill. Dar e un mod frumos de a te trezi. Ia zi, crab sau ten? Crab, dar e în agățătură acum.
după cum vine dulap. Da, dar se poate fi tramvai, agățătură, că am stat peste noapte cu ele băgate, l-am schimbat de mult timp. Da, ăsta e dulap. Așa zic eu. Dar față-mă, ia vină. Stați față mine. A, ok. Da, probabil da. Ia stai. Eu am pește. Ai tras acum iar? Bă, nu pare, dar nu văd cum ai putea să dai peste mine. Ia trage. Ia trage. Da. Da, da. Și eu tot am pește, dar ori avem același pește, nu știu. Hai, vedem. Dar abia m-am trezit, frate. M-ai luat tare. Da. Da, da, da. Da, suntem agățați amândoi. Da, uite că eu pot să trag de aia acum când vin tu încoace. Hai, vină, mă. Nu, l-a supus, l-a supus. Da, dar omul între noi nu mai pește. Hai, dar peste mine, fătus capul tău. Da, da, da. I-am dat doar drept. Și tu ai cârlig în gura lui. Da, uite, uite, fii atent aici. Și acolo e fără ține. E la altul, nu, sau la dimineața asta avem activitate. După ce le-am scos și le-am aruncat iar, am făcut doar nădire din cobra. Am dat cu cobra câte 10-15 bile la oră pe fiecare lansetă. Nu a necesitat să bag spombu. Am spombu pregătit. Însă avem activitate. Vreau să vă zic că sunt la cafea. Vino cu ajutorule mic. Vino cu aici. Ce am prins? Băi, eu cred că e crap. Dar vrea să fie omul top. Lasă-mă să fie, ce ai? Îl iau cu mine la următoarea partidă. Alarma falsă pe mărime. Am crezut că e un pic mai mare. Venea foarte greu și foarte cu minte în drill. Doar că în momentul în care a venit aici, iată-l. E un șesar veritabil. Buza din de jos, mijloc. Vezi ce înseamnă riguri făcute noapte? Așa, mulinează și tu un pic. Hai. Ba da, în dreapta. Ce zici de asta? Uite cum face botul de adică. Ia pupă și tu la fel, haide, haide. Pupă-l, tată. Mă loc așa, vine și la tine. Încă o prezentare, încă o trăsătură. Și am update-uri, n-am să vă dau. Facem drill. Da, prima dată-i daie. E bila aia, mă, face minuni. Ia, bagă și tu o bilă de asta, că vrei. Half-half. Aia cu plută în ea. Ai de-alea? Bag. Tot de la sine. Ce facem, bre, ungheașule? Mai aprins și matale o pește. A, poți să-l iei așa, zici tu? Trebuie. Am că mai prins și un pic de experiență, zic. N-auzi că asta trebuie să fie a doua meserie a mea. A doua meserie a ta? Da, dacă nu mai merge aia, o bag pe minciug, ce crezi? Ia zi, tati, mare frâie. Mare, mare. Ce? L-ai speriat cu minciocul acum, asta, e? Dar că este la sus acum. Ăsta e mic, chiar. Trebuie să mai dai o gură. Da, e.
Încerc, pui un cerc, dar dacă nu vrea nici el... Deci tu greată de apă de aia, da. Stai, 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 stai. Îmi fac gură. Nu mai încoace cu otru. Stai, 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 stai. Așa. Da, nu l-ai luat. Nu. Vezi? Tu încearcă să nu te întinzi maxim cu el, că trebuie să fie foarte ușor. Gen, lasă-l ca să... Nu, să ai... Trebuie să stai, să-i mișcat și el ți-l bagă mijloc. Stie, dar mai chinui și eu. Nu te mai grăbi, nu te mai grăbi. Păi, dar aduc încoace, nu te mai grăbi să-l iei. Să ia gură de aer. Uite acum poți să-l iei. Ia. Da. At. Da. Oh. Ai. E... Minciogul făcut. Minciogul. Da. Ai. Ha, lasă-l tea cu el. Ce să mai scape ăsta, mă, că ți-și văd. Bă, bilele astea merg bine, roaz, bă, băiatule, bă. La ce sens? Dual, half-half, gen e jumate plută, jumate... Wow. Uite, vezi? Uite. Peștele de dimineață l-am ținut la sling, nu e foarte profesional, dar... Să ții doi pești într-un sling. Dar n-am avut ce să fac. Și acum... Încercăm să eliberăm pe amândoi odată, facem o dublă eliberare din același sling. Știu că nu e profesional, dar n-am avut variante. Băi, tată. Haide. Haide. Primul a ieșit și s-a dus. Iar al doilea, îl ajutăm noi acum. Și a plecat. Într-un TikTok ne-am riscat și noi. Da? Mamă, să mă rămâne, dulap! Dulap, am zis! Apasă și mie butonul ăla de modul sport, fleșică, te rog. Și cu frâna, bineînțeles, jonglăm cu ea cum vrea mușchiul nostru. Bă, să ducem mal. Cu frâna... Mai bine mai slabă. La sigur. Decât tare la ghici. Eu vreau să-l prind, frate, nu mai vreau să ratez. Este targetul meu. Trebuie să ratez. E mic, mic. Ia stai așa. Norocul începătorului, bă. Ce noroc ca începători ăștia. Iai. Bă, ăsta mi-a mâncat zilele, mă, și e cel mai mic de până acum. 6.22, 1.45, un pic sub 5 kg, bă. Suntem la a doua zi, ora 20.15, 8 și un sfert seara. Nu am avut nevoie, cum v-am zis, de-a lungul clipului de nădire grea până acum, însă o să facem în felul următor, pentru că nu am o lansetă de spod specială, lansetă cu care să dau cu, să nu o folosesc și să fie de spod, să dau cu spombul. Voi scoate lanseta din mijloc și voi încerca și să arunc cât mai aproape de locul în care pescuiesc eu să fac un padănadă, undeva la 15-20 de spomburi cu nada, care o am făcută de ieri. Nu afectează cu nimic. Ok.
vedeți mixul meu și voi încerca să dau undeva la 15-20 de spomburi, pentru că avem deja undeva la vreo 3 ore jumătate, 4 fără prezentare și vine noaptea, nu mai avem vizibilitate foarte mare, nu merge pe mai niciun stand, dar sperăm să aducem pește la noi și nu la vecin, să stea la vecin să tragă să ia pește, că e competiție între pescari. Așa că să începem nădirea grea. Dacă puteți vedea voi, începe ușor, ușor, începe ploaia, e un lucru bun pentru noi, nu mă supără. A ținut vremea cu noi două zile, însă a treia zi se pare că nu mai ține. Nu mă supără faptul că plouă, pentru că este un lucru bun, activează peștele. Nu ne-am mai tras, ieri am avut puține prezentări, am avut două ratări, cred că doi pești toată ziua. Bate vântul destul de tare, să vedem dacă ne permite să stăm sub umbrelă. Noroc că mi-am luat umbrela asta și să stăm pe lângă locul unde pescuim. Dacă nu, ne băgăm pe rulotă și buce. Sperăm astăzi să mai luăm vreo 3 pești. Zic între 2 și 5, dar 3 ar fi cifra perfectă. Dacă ar fi 2 de păstrare, sau măcar 1 de păstrare, ar fi Gucci, ca să mai luăm pește și acasă. Vom vedea. Mamă, dar s-a dus din maxim stânga. Vino aici, în dreapta mea. Încoace. El mal mă mâncați și vreodată, e mal, mă știu că-i ten la bilă. Asta e dulap cu metru meu, asta e dulap, asta n-are cum să aibă sub 10 kg niciodată. E încoace, dar n-am aduce. Te vezi unde e? Hai, pe du-te acolo. Ușor, hai, vino încoace lângă mine, hai. Hai. Hai, lasă-l, nu. De la mine. De la mine, te rog eu, de la mine. Dă bro. Ia, vino încoace, ține de lasă-l. Mamă!
Așa odată. 12,8 kg cu tot cu sling cântărit. Și ne-a chinuit cam vreo 30 de minute, cam să spun așa. Mă uitam că băieții ăștia, o să auziți și voi pe live, mă uitam că băieții ăștia au venit, au trecut și când au trecut până jurul meu, s-au uitat la tot ce aveam pe masă și făceam, uite-o, cu de-ala, cu de-ala, cu de-ala, cu de-ala. Hai să mă vă arăt și vouă repede, pe live-ul de pe YouTube, pe vlog-ul de pe YouTube. On, 0, arată tu aici, 0. Și acum... Deci pe 1800, da? 1280 minus ling 1,5, faceți voi calculul. El m-a chinuit pe mine undeva la 23 de minute, nu știu cât. Eu l-am chinuit pe el maxim 5 minute pe mal. A venit momentul să se ducă la el acasă. Pa, frumosule. Nu știu dacă aud bine, tot la seta 1. Iar 10 minute de la lansare. Avem avem peștiuc. Ai. Ce dracu pescuiești ăsta, mă? Și tu știi să pescuiești, eu sunt prost, proștilor. Ultimul boschetaur. Ce faci acum? Am pești. Păi ne-ai luat mai devreme? Ba da. A, păi nu e, am văzut oameni la concurs care pescuiau așa și el îmi spune mie că să nu trag așa. Frate, eu fac ce vreau. Bine, că nu așa ar trebui, gen, ar trebui așa, perpendicular pe mal, înțelegi, să-l aduc eu unde vreau. Tăticule. Mamă. Ce trage de ea. Înțelegi? Mamă, fum! Frumușel! Uite, exact ce v-am zis, s-a pișat. Na, l-am ținut un pic mai dur și s-a pișat. Și l-am încercat să-l țin cât de bine am putut. Și acum, oricum e micuț, dar o să fac pe aia, că nu te enervează vecinul ăsta. Mamă! Doamne, ce e asta, doamne? Ce e asta, doamne? Ce îmi faci tu mie, doamne? Aprinde și noi pește. Nu mai aprindem pește, că le iau eu pe tot. Hai să facem blinduri de alea. 5 kg, 6 kg, 12 kg, 10 kg, 11 kg, are doar 3,5 kg. 3,7 kg, Paule! Hop! Nu, eu nu am vrut să zic 3,7 kg, eu am vrut să zic un pic mai mult. Ăla-i! Hop, ăla-i! Ăla-i, mă, tată! Ia, tu l-am setat? Da. 3,7 kg, băieți! Vezi că e mare, e rău. Ia, mă, ia! N-are nimic. Iar nu strâns lingul. Iar mă mâncă la coiuț. Cântarul. Probă pe 0. Se ridică domnul pește. Să pune și să lasă un pic. Dai, dai. Da.
Gata? Băieți, sunt în drill, într-un nou drill, dar vreau să vă arate vrăduț ceva. Du-te cu ei la arzător, ce facem noi înainte de plecare. Le-ai arătat? Da. Ați văzut, mă, băieți? Uite, mă, ăștia mici fac urât. Bă, da, cum fac eu să vin eu mai încoace cu el, să știu că a trecut de firul al meu. E fix pe firul meu din stânga. Ia, vezi? Îl interceptezi? Aaa, ia uite ce micuț e, bă. Uitați și voi în ce a plecat tăranul ăsta. E mult, 3 kg. Dar e deținut acasă. Frumosule. Peștele e pește, tată. Peștele e pește. Asta l-o oprim, luăm acasă. S-a înțepat în ea. Îmi place acest... Din spusele pescarilor, acest comportament este un comportament de pește mare. Nu pleacă în ran, se înțeapă, e fricos, se sperie, rămâne pe loc. Vedeți? Nu ia fir. Și pentru filmarea asta riscăm pierderea peștelui, nu? Fish on. Un nou drill. După ce ne-am făcut, am păpat și noi. Probabil, sper eu, să nu fie ultimul drill al partidei. Să nu fie ultimul drill al partidei, dar printre ultimele drilluri. Nu ia pe aia. Vezi, de pe masă să nu ia. Ai, nu vezi spațiu? Ia vezi, ia vezi, îl interceptezi? Da. Hop, bravo, bă! Bravo! Las clip. Ia. Ține asta. Bă, vezi că e mare rău, ești nebun? Pune, 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 pune că sare. Poți să o pui în orientat încoace pe aia. Da. Super exemplar, aproape de finalul partidei.
Văd că e rănit aici, din trecut. După ce ne-am făcut și noi poze și mulțumim peștelui că a venit la noi, le eliberăm frumos.